Bă, Ana, trezirea, că am dormit destul, hai că și eu m-am trezit acum târziu, dar hai, lasă-mă, cum bă, mi-e somn, da, știu că ți-e somn, Ana, dar tu nu vezi ce se întâmplă aici, hai, trezirea, că avem treabă astăzi, nu vezi în ce condiții am visat urât? Ce visa, bă, urât? Da, mă rog, bă, salteaua asta nici eu nu aș visa prea frumos, am crezut că dorm într-un loc urât, da, cred că nu era un vis, Ana, cred că... Dacă nu ți-aduce aminte, am cam fost dați afară din casa noastră și am dormit aici. S-a stins și focul ăsta aseară, săracu, a murit și de fric pe la jumătatea nopții. Dar da, Ana, dacă nu ți-aduce aminte ce... Da, dacă nu ți-aduce aminte bine, noi chiar locuim sub un pod acum, Ana. Bine că n-a venit nimeni peste noi și nu s-a întâmplat nimic, ne-am baricadat aici bine. Dar uite ușa deschisă, bă, ești nebun? Vezi că ușa era deschisă, crezi că cineva a încercat să intre aici la noi? Că ușa, parcă noi am închis ușa și am și baricat. Mamă, nu mai putem sta aici. Ana, eu zic să ne strângem chestiile și să mergem, pentru că nu mai stau o noapte aici. A fost oribil și a fost foarte, foarte scary. Nu știu, dacă vrei să mănânci ceva, uite, mai ai niște supă din asta vegană. Mi-e frică Luca cine a venit. Nu știu cine a venit, nu știu dacă a venit. Dar, nu știu, trebuie să ne mobilizăm. Mai avem niște bani, încă nu e pierdută soarta noastră. Dar, hai să ne mobilizăm puțin și să mergem din locul ăsta. Pentru că eu n-aș rămâne aici, sincer să fiu. Hai să facem și o baie, dacă tot, hai să ne spălăm. Da, măcar nu e atât de jegos lacul ăsta, sincer. Încă e decent. Doamne, gata, m-am mai trezit și eu, mai bine, Ana. Bă, vezi că chiar a fost așa, destul de... M-a trezit, ești nebun, a fost așa răcoritoare apa asta. Ok, dar deja e destul de ciudat că facem baie într-un lac random sub un pod, Ana. Hai să nu rămânem aici pentru prea mult timp. Și eu chiar sunt curios, crezi că dacă mergem acolo am putea renova casa asta care e așa vai de capul ei, dacă n-ar locui cineva pe acolo și să vedem dacă... Poate, dacă nu locuiești cineva, poate ne facem noi ceva aici. Scuze, n-am vrut să dau voia să te arăt încolo. Hai să vedem care-i faza cu casa asta, că am văzut-o aseară, dar mi-era cam frică să mă duc noaptea, știi ce zic? Mamă, dar arată oribil locul ăsta, nu că așa. Ok, cred că nu e... nenea? Da, nu știu ce să zic, Ana. S-ar putea să nu vrem să vorbim cu nenea. Hai să mergem pe... Bă, de fapt, hai să plecăm de aici mai bine. Mai bine, hai să plecăm. Bă, Ana, unde-i căzut, mă? Oh my god, ok. Ok, salut, salut. Îmi pare rău că am dat așa buzna peste dumneavoastră. N-am vrut să facem nimic rău. Da, ne pare rău, nu vrem, iertați-ne, da, nu vrem probleme, doar voiam să plecăm de aici. Salut, nu vreau să vă fac rău. Vreau doar să vă întreb dacă nu cumva aveți ceva de mâncare. Sigur, bana, dă-te jos de pe ăsta al omului, iau-te. Uite, prietena mea, Ana, poate să-ți dea niște banane, că ea e cu bananele cu astea. Eu mai am aici, uite, mai am niște înghețată și noi momentan suntem destul de amărâți, dar îți dăm și noi din puținul nostru. Uite și niște pâine, dacă vrei. Ana nu mai sta pe lucrurile omului sau de ce se uită doar la mine? Pentru că stai pe scaunul lui și eu m-aș uita la tine. Bă, dă-i mă mâncarea înapoi, ei fura mâncarea, ce faci? Da, ne pare rău că am dat așa buzna, noi doar ne căutam un loc unde să stăm pentru că am fost dați afară de proprietar și nu prea avem unde să dormim și... Na, ne cerem scuze. Mulțumesc din suflet pentru mâncare, este ok, puteți sta aici dacă vreți până vă găsiți unde să dormiți, nu e atât de rău pe cât pare. Sincer să fiu, păreți destul de treabă, adică nu e vorba de dumneavoastră sau ceva, dar... O să ne mai gândim, pentru că cred că totuși... What? Ce mă aici? Cred că mai avem totuși niște rude, dar n-am apucat să vorbim cu ele și de-aia ne-am baricadat aici. Cred că mai avem niște rude unde putem sta până ne punem pe picioare, dar oricum vă mulțumim din suflet foarte, foarte mult. Mă cheamă prietena mea. Două secunde, dacă mă scuzați. Bă, Ana, unde ești? Ce faci? Doamne, unde te urca, mă? Doamne, pe balcon? Bă, Ana, nu putem să rămânem aici. Doamne, tu chiar te gândești să rămânem aici? Eu îi băgam scuze ca să nu rămânem aici. De ce? Păi tu nu vezi cum e locul ăsta, e periculos. Doamne ferește, bă, tu zici că ești copil mic. Vino cu mine și mergi pe pista mea, ok? Faci cum zic eu. Hai, vino cu acea. Da, venim prin tavan, da. Ana, du-te și... da, du-te acolo în apă să te răcurești un pic. Da, deci cum spuneam, noi avem ceva rude care chiar ne așteaptă, că am vorbit mai devreme cu ele, dar mulțumim foarte mult de propunere. Uite, poate o să te ajute cu ceva banii ăștia, nu știu exact, dar poate te ajută totuși cu ceva. Sperăm să
Păi Iana, nu mai sparge pe aici. Să-ți revii curând și să te pui pe picioare. Noi o să mergem acum că ne așteaptă. Ana, hai, lasă chestiile omului și hai să mergem. Gata, te pup, frate, nu știu cum te cheamă, dar te pup, ne mai auzim. Salut, pa, 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 pa. Hai, Ana, hai, vină cu ace. Bă, tu ești nebună la cap, bă, dacă tu te duci așa cu oricine care ne zice să hai să dormiți aici, păi ce facem, bă, Ana? Bă, stai așa, Ana, aici stă lume, hai să mergem de aici. Nu putem sta aici, că aici stă lume, o să vină lume, Ana, hai, vină după mine, hai spre oraș, hai spre mașină. Păi ok, poate vine lumea acasă și ne prind ăștia pe aici, cine știe ce ne fac, n-ai văzut că sunt oameni care poate par ok, dar pot să fie periculoși, niciodată nu știi. Hai să mergem la mașină, noi ce facem, ne îndepărtăm de mașină, că mașina e singurul lucru care ne-a rămas, hai să mergem. Oricum o să trească să mă duc și la muncă imediat, adică trebuie să prind și munca, poate prind și niște bani. Ia uite pe unde s-a dus, mă, tu pe unde te-ai urcat, mă, pe aici? Ia uite că era scară, bă. Dacă am văzut eu scara asta vreodată în viața mea, Doamne, ajung la mașină, Ana. Hai că ajung acum. Ia uite-o pe Ana, bă, Ana, tu n-ai permis. Dă-te jos că tu n-ai permis de conducere. Ne mai luau și amendă cu tine. Dă-te jos de mașină, Doamne, hai, urcă, vino cu ace. Hai că trebuie să ajung la muncă, în primul rând. Să sperăm că mai fac și eu niște bacșiși, să nu murim de foame. Și trebuie să-ți cauți și tu ceva de lucru. Adică suntem vai de capul nostru, trebuie să ne strângem bani de o casă. Și e greu să ne strângem bani de o casă, sincer să fiu. Ok, Ana, eu chiar trebuie să intru pe tură, pentru că iar o să mă înjure ăștia. Deci ăștia de la muncă și așa nu prea mă suportă. Tu trebuie să te duci neapărat astăzi să-ți cauți un job, gen, fără niciun mișto, chiar a venit momentul să-ți cauți un job. Eu o să mă duc acum, să sperăm că o să mai fac ceva bănuți, mai faci și tu bani în altă parte și ne vedem. Bă, nu bună ziua, gata, fără bună ziua aici, că am de angajații, lasă angajații, că nu mă suport angajații. Bă, a, angajații, întrebai dacă angajează. Nu angajează, că abia m-au luat pe mine, că vreau să muncesc. Da, scuzați băieți, că e prietena mea foarte ciudată. Bă, Ana, o să-mi pierd locul de muncă din cauza. Lasă-l înapoi, vino cu acolo, o să-mi pierd locul de muncă. Bă, dă prânză înapoi, dă un secund asta că mă dau ăștia afară și n-o să... Bă, o să mă dea ăștia afară și nu mai avem loc de muncă. Bă, dă-mă ăsta înapoi că trebuie să... Am auzit că nu o zi bună. Da, dă înapoi astea. Hai, pleacă de aici. Doamne ferește. Vă rog să mă scuzați pentru prietena mea, are niște probleme din naștere. Bă, avem animale din astea în bucătărie. What? Bă, voi ați lăsat animăluțe din astea în bucătărie? Pot să jur că am văzut un animal din ăla pe aici. Doamne. Ok, mă duc iar acum la muncă. Îmi pare rău de prietena mea. Încearcă și ea să-și găsească de muncă. E mai complicat cu ea, dar nu vă mai uitați așa urât la mine. Pleacă, du-te la muncă. Doamne, nu mânca, bă. Oh my god. Da, mă duc să muncesc. Da. Ana, vin acum. O să încerc și eu să mai rămân, dar na, e complicat, trec printr-o perioadă complicată. Nu vă supărați, nu vă mai uitați așa urât pe mine. Vă pup, ne auzim pe mâine, pa! Oh my god, bă, Ana, nu mai mânca, mă, de față cu ei, fura brânză de acolo din spate, m-au întrebat de unde e brânza, le-am zis că am făcut comenzi în plus cu brânză, cu extra cheeseburger, n-am inventat eu, gen, Sanche, le-am spus că am băgat mai multă brânză în astea, bă, nu mai face, bă, de-astea, Ana, că e singurul job pe care l-avem, dacă mă dau ăștia afară, suntem vai de capul nostru, Doamne, ce nu e, nu pot să cred, te rog, zi-mi că te-ai angajat, că nu se mai poate, hai mașină, hai să vorbim în mașină, că e jale. Așa, mă, Ana, deci zi care e faza, zi-mi, te rog, că ți-ai găsit un job sau ceva, că e jale, deci eu... Nu mai fac bani, bacșiși, n-am făcut nimic și salariul intră peste 1000 de ani și nici nu e atât de mare, deci am fost acceptată la o cafenea, nu pot să cred. Mamă, let's go, asta înseamnă că suntem bogați, gata. Păi o să fim bogați, iar la cafenea, gata, mă, Ana, că tu dai bine la public, imediat te duci acolo, bam, bam, servești două cafele. Păi stai că încă nu m-au plătit, maleu, nu știu dacă facem la fel bani, mamă, bă, eu cred că o să facem, mă, că tu ești bună pe cafenea, pe dalea cu cafele, eu am doar brânzică, bă, nu mai mânca brânzică. Păi și când încep la cafenea asta sau care e faza cu cafenea asta? Că na, poate nu-ți dă salariu din prima, dar mai faci niște bacșiși. Zilele astea, mamă, zilele astea, hai că mai rezistăm un pic la burgerii. Ar trebui să-mi intri și mie salariu, dar nu e atât de mare. Na, a zis că momentan sunt în perioada de învățare. Bă, păi nu e zis ca experiență, mă? Oh my god, nu, trebuie să te duci să negociezi cu Iana, nu să le spui așa. Mă rog, păi e diferit la ei? Oh my god, nu cred așa ceva, bine, bine. Ok, întrebare importantă acum, sunt obosit rău de tot. A rămas la mine toată mâncarea, nu știu dacă ai apucat, ai mâncat din ăla. Mai am o supă vegetariană, ce mai am aici? Uite, mai am un sandwich care are doar roșii și din ăsta zi. Dacă vrei vegetarian, am mâncat brânzică, ți-am mai dat un sandwich de mai l-aveam eu. Mi-au dat și ei de mâncare. Păi ce te-ai dus, ai început? A, tu ai început munca, gen, dar încă nu te plătesc. Oh my god, și bacșiș, n-ai făcut nimic astăzi ca bacșiș? Nu am făcut un bănuț astăzi, urcă mașină, ce stai pe afară? Hai aici. Bă, Ana, eu am vorbit cu ăștia de la muncă astăzi și le-am spus dacă pot să rămân pe locul ăsta de parcare, dacă e, putem să dormim aici, mașină, că eu nu m-aș mai duce sub pod acolo, că mi-e cam frică, sincer, sub pod, că ai
văzut cum e, am găsit ușa deschis, am uitat să-ți spun, ce să mai spui? Nu ți-am spus? Ce să-mi spui, Ana? Nu mi-ai zis nimic. Ce să-mi spui? Nu-mi zi, ai făcut tu, ai găsit casă. Gata, iar ai găsit un hotel frumos. Bă, tu știi cât costă un hotel? Păi dacă dăm bani pe hotel, ne-am dus încolo, deci nu ne mai ajung banii de nimic, este foarte ieftin. Cât de ieftin poate să fie un hotel frumușel? Păi, și de unde știi tu de hotelul ăsta? Ai mai fost tu la hotelul ăla, de unde știi tu? Cât să putem sta? Și tu zici să stăm la hotel până ne facem bani de casă? Mi-au spus colegii de muncă, bă, Ana, știi care e faza? Dacă, știi care e problema? Dacă costă prea mult, nu o să avem niciodată bani de casă. Și trăim în hotel după ce facem, suntem Zec și Cody, cine suntem noi? E ieftin rău? Hai, pune-l pe GPS să vedem, dar nu știu ce să zic, cât de ieftin poate să fie un... Bă, Doamne, se bagă ăsta sub roata mea, n-am văzut bă așa animale. Ok, da, nu știu cât de ieftin poate să fie un hotel, dar hai, măcar merită să mergem să întrebăm. Dacă e prea scump, rămânem în mașină, că nici ăsta nu e așa rău, dar acum că zici sincer, ar merge un hotel, că n-am mai stat și eu pompat ca lumea de când eram eu mic, ești nebun. Hai să vedem pe unde mă bagă GPS-ul ăsta, unde mă bagă, mă? Ia, uite, iar m-a dus prost. Bă, Ana, nu știi să pui un GPS, n-am văzut așa ceva, că nu e scump? Hai că vedem acum. Ok, Ana, deci ăsta este hotelul de care ziceai tu, bă, vezi că n-arată atât de rău, adică nu știu dacă e așa ieftin pe cât ai crede tu. Și știi ce am observat, Ana? Nu știu că ai observat o chestie. Bă, vino mă înapoi, nu te duci așa. Stai așa, păi nici n-apar ca mașina. Unde te duci? Ana, se duce nici măcar unde vrei să lăsăm mașina? Aici, în mijlocul străzii. Bă, Ana, tu observi că suntem fix lângă fosta noastră casă, fostul nostru apartament. Vreau un pat? Păi stai un pic, că trebuie să vorbim aici, să ne pregătească. Nu știm dacă avem camere, dacă au camere disponibile. Păi hai să ne uităm. Ce să facem la vechiul apartament? Nu, dar ziceam așa că mi se pare ciudat, uite că am parcat aici. Cum e casa noastră? Bă, nu știu că avem voie, mă, să facem asta, stai așa ușor. Dar sincer și eu sunt puțin curios, de ce să mint? Hai, fii atentă, hai să mergem, dar mergem așa foarte... ai văzut și tu cum a murit animalul ăla de acolo? Efectiv, a căzut un animal de pe ok. Orașul ăsta plin de animale chiar mă sperie, ok, o să ignorăm chestia asta. Vino încoace. Hai să fim subtili, ok? Nu știu dacă au camere pe aici, nu cred că au camere. Vreau să văd doar așa de curiozitate dacă au schimbat ceva, dacă au vândut mobila aia de-am pus-o noi, știi ceva? Ia, de vânzare, preț? Mamă, câți bani, mă, nu știu să citesc banii ăștia. Câți bani înseamnă asta, Ana? Că nici nu știu ce e asta. Geamurile sunt sparte. Păi dacă le-ai spart tu... Ce am pis-o pe Ana? Vino înapoi, hai. Vino înapoi aici, scuze. Ce am pis-o pe Ana? Bă, îmi pare rău, Ana. Chiar îmi pare rău. Ok. Deci, auzi cât, pe cât îl vinde, frate? Ia să vedem și aici. What? Uită-te și tu, a rămas înghețată aia de-am aruncat-o noi peste tot pe aici. Mamă, se și topește. Uită-te și tu. Bă, ulu, ce bă aici? Ana, lasă asta. Ia uite mă, tu, bă, dacă ne prinde asta aici, știi că ne bagă la pușcărie, fără mișto că ne bagă. Bă, Ana, hai să mergem, pe bune, eu nu mai stau aici. Gata, nu, eu nu mai stau. Să avem mâncare, nu știu, eu nu mă mai risc, am plecat. Nu știu ce face Ana, eu nu sunt complice la așa ceva. Gata, m-am dus înapoi să vorbesc la hotel, că Ana văd că are chef să fure pe acolo prin apartament. Eu am zis doar să mă uit. Deci eu chiar acum vin, auzi ce zice, nu mai gata. Deci eu mă duc să vorbesc la hotel că e jale. Bună seara, ne interesează și pe noi o cameră de două persoane, dacă aveți disponibilă. Suntem destul de disperați, sincer, deci e ultima opțiune, nu știu dacă puteți să ne faceți și un discount sau ceva. E, bă, Ana, te rog, lasă-mă să vorbesc, că nu ne mai primesc ăștia și dacă nu ne primesc ăștia, suntem vai de capul nostru. Uite că are? Bună ziua, avem o cameră pentru două persoane disponibilă. Prețul e 20 de lei pe noapte. Bă, de ce e așa ieftin? 20 de lei pe noapte? Asta sună... Pomană, chiar că asta sună super ieftin. Ok, se rezolvă. Bă, ce faci, Ana? Tu plătești în... Bă, Ana, nu putem să plătim în înghețată, ok? Nu acceptă înghețată. Lasă-mă să plătesc, ok? Mai am niște bani. Mai avem banii aia care ne-au rămas ultimii bani. Hai că dăm așa 20 de lei. Deci 20 de lei pentru o noapte, moment. Foarte bine, camera dumneavoastră este numărul 102. Ședere plăcută. Ia uzi, Ana, mulțumim foarte mult. Chiar apreciem. Hai, Ana, să mergem. În sfârșit dormim și noi pe un pat, frate. Băi, cât am... Ia uite liftul. Păi și unde? 102 ar trebui să fie gen primul etaj, cred? Sau ăsta e primul etaj? Au și lift în banii ăștia. Bă, vezi că e bine. 101. 102, asta e camera. Let's go. Bă, lasă camera 101. Doamne, ferește. Nu face. Bă, ce se întâmplă aici, Ana? What? Camera 100, ok, cred că încep să înțeleg de ce era 100 de lei, de ce era 20 de lei pe noapte, camera 102. Cred că fac mișto de noi, what? Cred că ne-au auzit, măcar avem balcon, cred că ne-au auzit că am zis că suntem vai de capul nostru și a zis că bă, să ne dea o opțiune mai așa, mai de buget. Bă, da, cât de buget? Măcar avem baie, deci baie avem, putem să facem și noi duș într-un final și să ne facem nevoile la toaletă și să ne spălăm și noi pe mâini. Da, să mă spăl un pic pe față, tu,
că nu mai suport, deci am făcut baie numai în lac. Dă-te, pleacă, unde să plec? Oh my god, ok, hai că te las. Gata, te las la baie. Dar uite, deci tu că tot pe saltele din astea dormim. Deci noi dormim tot pe saltele pur și simplu, nici n-avem pat. Dar nu mai contează, avem și noi un balcon, ne mai uităm la lună, mai râdem, mai alea. Nu e atât de oribil, dar că e destul de oribil, n-o să mint. Gata, hai că mă bag și eu să fac un duș, că nu mai pot, Ana. Măcar nu te mai plânge că avem unde să stăm. Bă, ce faci, mă, la baia mea? Ai zis că gata, lasă-mă să fac. Nu o faci tu, am zis că fac eu, hai. După aia a fost rândul tău, te descurci, du-te, bă, de aici. Deci a fost rândul tău, te descurci. Ia uite ce mi-aruncă cu pâine, du-te, bă, cu pâinea ta de aici. Deci vreau să fac și eu un duș, că nu se mai poate. Ba nu, o baie așa. Ia, unde am căzut, mă? Am căzut prin asta, tu, Doamne. Mă duc, fac la vecinul. Bă, nu te duce. Bă, pleacă, bă, de aici că fac duș, ce faci aici? Doamne, fac baie, de fapt, m-am băgat și eu la o baie, frate. Merit și eu, frate, o baie caldă, așa, lejer. Băi, Ana, eu sunt rupt de oboseală, deci te rog frumos, vreau și eu să mă culc liniștit și să nu existe nicio conversație înainte de somn. Vreau doar să mă culc, ok? Și mie îmi este dorm. Ok, Ana, și ție ți este dorm. O să iau eu salteaua asta, sunt obosită. Ok, hai să ne punem la somn, Ana. Noapte bună, să ne vedem cu bine de dimineață. Măcar acum nu ne omoară șobolanii și oamenii străzi. Spune-mi o poveste. Bă, Ana, sunt atât de obosit. Chiar crezi că mi-ar de mie de poveste acum să adorm? Haide. Bă, Ana, bă, bune, chiar am muncit toată ziua. Tu nu știu ce ai făcut. Adică, bă, da, și tu te-ai angajat. Ok, recunosc și tu faci ceva acum. Nu pot să mă mai iau de tine. Dar totuși, hai să ne culcăm și o să zic altă dată o poveste, pentru că acum sunt foarte, foarte obosit, spune Luca. Ah, ok, bine, dacă o să zic una scurtă și după aia mă lași în pace, ok? A fost odată ca niciodată o împărăție care avea... ok, deja doarme. Da, asta a fost destul de ușor, bine. Se pare că n-a fost nevoie de o poveste atât de complicată, poate. Ah, pot să mă culc și eu liniștit acum și să văd mâine ce o să facem, că e jale, deja nu mai suport să dorm pe jos, pe saltele, pe d-astea. Oh my god, bă, Ana, zici că e copil mic, e jale cu situația asta, ești nebun. Trezirea, Ana, trezirea, ce faci, Ana, că deja am întârziat amândoi la muncă, iar m-am trezit târziu și tot eu a trebuit să te trezesc. M-ai trezit? Păi te-am trezit ca să mergem la muncă și tu ai muncă și eu am muncă și iar m-am trezit târziu și nu știu de ce nu mă trezesc la alarmă, dar tu cum nu te trezești la alarmă, e întrebarea. Că și eu nu mă trezesc la alarmă, dar suntem doi oameni și niciunul dintre noi nu se trezește. N-am văzut așa ceva. Este jalnic acest hotel, dar altă variantă nu avem. Probabil tot aici o să stăm și diseară. Mersi foarte mult de pâine. O să văd eu ce mănânc și la muncă. Vezi că eu am mai rămas cu mâncare la mine. Uite, îți mai dau niște sandvișuri. Ai aici și niște supă din asta vegană. Niște chipsuri, mă rog, am mai rămas cu ceva mâncare. Deci fii atentă, ne vedem la mine la muncă. Mi se pare că tu mi-ai zis că termin cu o oră mai devreme decât mine, nu? Dacă termin cu o oră mai devreme, înseamnă că poți să vii la mine și ne vedem la mine în față, ok? Bine, hai, du-te la tine la muncă, eu mă duc la mine. Și diseară vedem cum facem. Probabil dormim tot aici sau habar n-am. Nu știu, ne auzim diseară oricum. Vă pup, fraților, știți că, ca de obicei, trebuie să închideți voi, mă așteaptă prietena mea. Nu vă mai uitați, bă, așa ură, știți ceva, lucrez câte ore trebuie să lucrez, ok? Nu mă mai judecați atâta, da, Ana, vin imediat. V-am pupat, ne auzim după weekend. Dacă a venit weekendul, știți că eu nu lucrez în următoarele zile, vă pup. Oh my god, bă, deci nu mai pot, bă, cu ăștia de la muncă, chiar mă fac să mă simt incomod rău de tot. Mă, ce-i pățit, mă, Ana, deci e supărată, ce de te uiți așa? Doamne, ce-i pățit, Ana, ce s-a întâmplat? Da, Luca? De ce ești supărată? Păi ce-i pățit? Adică bine, pe lângă faptul că suntem vai de capul nostru și nu mai avem bani. Tocmai am aflat un lucru și m-a întristat rău. Ok, dar ce ai aflat? Ce lucru te-a întristat rău? Sau ce se întâmplă? Spune-mi, nu te uci cel lângă cu noi că pute și ne întristăm și mai rău. Hai, vino mai așa. Am aflat? Ce ai aflat, Ana? Că străbunica mea a murit. Oh, nu pot să cred. Bă, îmi pare rău, Ana, condoleanțe, tu, Doamne, bă, uită-te și tu, deci după ce că aveam probleme cu banii și toate nebuniile astea, mamă, ce nașpa, îmi pare rău, Ana, bă, a intrat animalul ăla la noi în mașină cumva, de ce merge tot urât, nu știu, dar cred că avem un animal în mașină, stai așa, dă-te așa, ia uite-l, mă, Doamne, ferește, era sub roție de la mașină, nu știu ce făcea, bă, îmi pare rău, Ana, chiar mă simt aiurea pentru tine, lasă că o să rezolvăm bana, o să ne punem noi înapoi pe picioare, era străbunica ta, acum
am primit moștenire niște bani. Bă, păi de ce n-ai zis așa? De ce n-ai început cu asta? Da, 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 ne place. Adică, a, ce păcat, dar ce bani ai primit? Ce se întâmplă? De unde ai bani? Câți bani? Dar nu e important. Da, ai dreptate, nu e. Da, nu e important, într-adevăr. Nu este la fel de important pe lângă faptul că, na, e ceva trist. Dar, totuși, ce bani ai primit? Că m-ai făcut curios. Adică, oricum avem probleme cu banii, adică sunt și eu curios. Păi ce? Hai, spune-mi o dată că nu mai pot de răbdare. Am cumpărat o căsuță! What? Câți bani ți-a lăsat, mă, bunica ta? Chiar avea atâția bani? Să cumpere o căsuță dacă tot nu aveam loc unde să dormim? Bă, păi astea sunt vești bune rău de tot, Ana. Păi stai așa, vină cu ace. Hai să luăm mașina, lăsăm mașina aici. Doamne, vină să-mi arăți casa, nu pot să cred. Deci Ana a luat o casă, ești nebun? Dar ce casă ai luat? De ce nu ai așteptat să-mi spui înainte să iei casa, în primul rând? Pune și tu GPS-ul ăla. De ce nu mi-ai spus? A, dreapta? Ok, nu mai pui GPS-ul, gata? Păi și unde? Stop? Unde? Aici? Aici e stopul, gata? Asta e casa sau asta la altă de aici? A, asta nu, că aici văd că e cineva acolo. Aici asta e casa? Asta nu pot să cred. Bă, dita mai casa ai cumpărat, bă? Doamne, deci ce casa a luat Ana, nu cred. Am uitat-o și le deschise clasic, Ana. Wow, nu pot să cred așa ceva și are mobilă deja? Ok, nu e cea mai mobilată, adică ar mai merge câteva chestii destul de goluță, dar are ceva, ești nebun? Ia uite și Căcănescu aici, da mă, da. Wow, ce tare, du-te bă de aici, nu pot să cred. Ia uite camera de copii, asta o strască să o renovăm cu totul, că n-avem ce face cu asta. Doamne, uite, mamă, pot să stau aici? Ăsta e de copilaș, ce de copilaș, bă, aici stau eu, ești nebună? Mamă, uite laptop din ăla din 1900, doamna, dar abia merge YouTube-ul, păi dormi tu aici că e frumos? Da, aici vreau să dorm eu. Bă, nu pot să cred, Ana, păi e bine, în sfârșit nu mai stăm și noi pe stradă, avem o casă. Wow, și nu mai trebuie să stăm la hotelul ăla să dormim pe jos acolo, avem frigider. Bă, avem și cumpărături, ai făcut și cumpărăturile, stai așa să mai pun și o chestie, că mai am și eu de mâncare pe aici, să punem în frigider. Doamne, ce tare, bă, Ana. Păi gata, mă, Ana, de acum o să ni se schimbe viața, nu mai suntem chiar așa amărât. Ia uite, bă, ia să arunc și la gunoi toate nebuniile astea, că eu mai am chestii de pe stradă, pe aici. Doamne, bă, ce bine, Ana. Bă, e nașpa că s-a întâmplat chestia aia, dar uite cât de tare e că în sfârșit avem și noi casa noastră și nu mai avem probleme și asta e casa noastră, adică nu mai stăm în chirie, nu? Ce pun în gunoi? Ce pui în gunoi? Bă, pui bani în gunoi, ce faci? Doamne, lasă bă banii, dă-i încoace, ce faci? Arunci banii la gunoi, ești nebună? Doamne, nebunita, Ana. Lasă bă gunoi, ok. Mamă, ce tare. Ia uite că sună ceasul, asta ne mai trebuia. Da, o să trească să facem niște glumeam și o să trească să facem niște renovări pe aici. Dar, bă, uite ce șmecher e locul ăsta. Mamă, și avem și curte. Wow, ce tare, bă. Da, gardul trebuie refăcut. Da, chiar trebuie refăcut. Chiar ai luat o decizie bună cu casa asta, ești nebun. Wow, și avem și unde dormi. Bă, uită-te și tu, uite, cu un lucru rău vine și un lucru bun, Ana. Vezi, adică ne-a lăsat moștenire. Na, s-a întâmplat, era străbunica ta. Da, mă rog, se putea întâmpla oricând. Ne pare rău de ea, dar uită-te, știu ce șmecher că avem și noi casă, ești nebun. Da, mă, da. Nu știu, Ana, dormi și tu la copii acolo și dormi eu în patul mașinuță până facem eu o pus să dorm. Bă, păi ar trebui să sărbătorim, ce să dormi? Ia uite, s-a suit pe ăsta, Doamne. Nu vrei să mâncăm ceva? Hai să sărbătorim. Nu mai dormim acum, gata. Mâine n-am muncă, eu sunt bine. Ia uite, bag o supă, ce supă? Gata, băgăm direct o cafea amândoi ca să nu mai dormim și băgăm niște, nu știu, uite, niște. Bă, vreau să dorm că s-o obosită. Bagă bă o cafea, nu-ți mai trebuie dormit acum la ora asta. Ia uite-o pe Ana. Bagi o cafea și ia uite, o aruncă la gunoi. Bă, hai bine, du-te și dorm că nu mă înțeleg cu tine, ești morăcănoasă. Hai, du-te și dorm și ne auzim dimineața, Ana, noapte bună. Bă, ce chestie, ești nebun? Uite-te și tu ce întorsătură de situație în viața asta. N-am văzut, bă, așa ceva. Bă, tot rău spre bine, ce pot să zic?